Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Suntem la o nouă ediție specială, ziua 29-a războiului dintre Rusia și Ucraina, un război al civilizațiilor. În această săptămână au loc mai multe evenimente, iar astăzi se întâmplă unul dintre ele. Este vorba despre summitul NATO. Discutăm la această oră cu expertul Watchdog, Valeriu Pașa. Valeriu, te salut! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bună ziua! Summitul NATO a început. S-au făcut până acum mai multe declarații. Ca și puncte de reper despre importanța acestui summit extraordinar NATO, ce poți să ne spui? Este un summit neordinar, în condițiile în care Europa se lovește de cel mai mare război de după încheierea celui de-al doilea război mondial. În mod evident, prioritatea este revederea mecanismelor de asigurare a securității țărilor NATO și a regiunii în sens mai larg. Sunt sigur că vor fi discuții privind acțiunile comune pentru a obține încetarea războiului. Probabil se vor discuta și anumite aspecte în dependență de scenariile existente post-război. Deci, cred că astea sunt subiectele prioritare și, în mod evident, ajutorul oferit pentru Ucraina, programul de sancțiuni sau extinderea, dezvoltarea programului de sancțiuni și alte măsuri de, de constrângere a Federației Ruse. Sunt multe subiecte care toate țin de securitate. Valeriu, o să trec în revistă câteva lucruri despre care se vorbește în aceste ore. Vedem în imagini câteva secvențe de la summitul NATO, filmate cu puțin timp în urmă. Printre discuțiile pe care se axează aliații NATO la această oră sunt și convenirea trimiterii de trupe în Slovacia, Ungaria, Bulgaria și România. Ce ar însemna acest lucru? A declanșat ideea unei discuții pe marginea acestui subiect. Situația de la cea statică pe care o vedem în aceste zile în Ucraina, pe de altă parte, ar putea fi destul de complicată în culise pe care noi le cunoaștem noi. Părerea ta. Trimiterea de trupe a fost decisă mai devreme, încă în contextul tensionării situației din jurul Ucrainei de la sfârșitul anului trecut și începutul anului curent au fost luate mai multe decizii pentru a suplimenta contingentele NATO din țările de pe flancul estic. Suplimentar, odată cu începutul războiului, au fost anunțate noi decizii. Se discută despre cât de funcțional mai este, mai curând despre faptul că nu mai este funcțional sau nu mai este valabil, acel act comun, Rusia-NATO, care a stabilit încă în anul 1997, dacă nu greșesc, principiile de colaborare, cooperare și coexistență dintre Rusia și NATO prin războiul de amploare declanșat împotriva Ucrainei. Rusia, practic, a denunțat principiile acelui acord. De asta se vor discuta probabil și aspecte care țin de arhitectura de securitate în Europa. Cu siguranță Rusia este tratată ca un pericol, un stat agresiv și, în mod evident, cele mai expuse sunt țările de pe flancul estic european al NATO. Vorbim de țările baltice, Polonia, Slovacia, România, deci Bulgaria, acestea sunt țările cele mai vizate. Din acest considerent se suplimentează numărul de soldați veniți din alte țări, deci din SUA, din Canada, Marea Britanie, țările Europei de Vest. Franța a anunțat și-a asumat, mai bine spus, suplimentarea contingentului NATO din România și deja de o lună aproape este anunțată această decizie. Este un proces de a preveni sau cumva de a descuraja acțiunile agresive a Rusiei,
sau de a crea capacități, sau ci de a crea capacități de reacție rapidă, un răspuns puternic în cazul în care Rusia decide totuși să extindă această agresiune pe una dintre țările NATO. Aș vrea să discutăm și despre Republica Moldova în contextul unei eventuale decizii la NATO. Ar putea să ne regăsim cumva, chiar dacă nu sub umbrela de apărare, cel puțin să existe și un ochi ațintit asupra acestui teritoriu în caz de anumite riscuri? Bine, Republica Moldova nu este țară NATO. Asupra Republicii Moldova nu se răstrâng acele garanții de securitate pe care le are fiecare țară membră prin acel punct 5 din tratatul NATO, care obligă toate țările membre să vină în apărarea oricărui stat partener, stat membru, în cazul unei agresiuni militare. Respectiv, Republica Moldova, ca de altfel și Ucraina, Georgia, se regăsesc în politica de vecinătate și în politica generală a NATO de prevenire a acțiunilor agresive a Federației Ruse. Ceea ce, după cum înțelegem, nu neapărat ne ajută foarte mult, dar trebuie să nu uităm că NATO are și o componentă umanitară de cooperare, atât în domeniul securității cât și în domeniul umanitar, și mai multe declarații la nivel înalt în ultima lună, cât și vizite a unor oficiali occidentali în Republica Moldova, a pus anume acest accent pe necesitatea de ajutor umanitar. Și sunt sigur că, iată, în această componentă de cooperare în cadrul NATO, în gestionarea fluxului de refugiați, în ajutorul pentru umanitar pentru Ucraina și pentru refugiații din Ucraina, Republica Moldova se va regăsi în aceste discuții. La ora 14 și 15 minute este programată o conferință de presă, un briefing al secretarului general NATO, Jens Stoltenberg. Însă până atunci vom discuta și despre Republica Moldova. Valeriu, te întrebasem despre Moldova în aceste discuții care se poartă la Bruxelles, pentru că totuși, chiar dacă nu suntem parte a NATO și amendamentul numărul 5 nu are cum să aibă un efect asupra Republicii Moldova, la NATO înțelegem că se discută despre Republica Moldova. Președintele României, Klaus Iohannis, a vorbit despre Republica Moldova. Avem și o secvență video. Să urmărim declarația făcută cu puțin timp în urmă. Nu există niciun fel de date, în afară de speculații în media, că Moldova ar fi ținta vreunui atac sau ar fi planificată o acțiune care privește Moldova. Problemele Moldovei vin din numărul mare de refugiați, din slăbiciunea economică și din situația energetică. Știți foarte bine că Moldova este stat captiv, primește energie doar din două surse, din Rusia și din Transnistria, și cam acestea sunt problemele Moldovei, și aici putem să ajutăm cu finanțări, cu transfer de energie și, sigur, cu sprijin pentru economia Moldovei. Dar, dincolo de asta, nu avem, la momentul acesta când vorbim, nici un fel de date care exista alte amenințări. Să analizăm puțin aceste declarații. Valeriu, care ar fi comentariul tău? Președintele Iohannis a repetat multe dintre teze pe care le enunță și conducerea Republicii Moldova despre faptul că nu există la această etapă careva indicii sau nu știu, informații a serviciilor speciale, precum că ar exista planuri ale Federației Ruse de invazie militară asupra Republicii Moldova. În același timp, președintele Iohannis a punctat, după mine absolut corect, principalele vulnerabilități de care se lovește astăzi Republica Moldova, a dat de înțeles că interesul
României, în mod special, și a Occidentului în sens mai larg, inclusiv NATO, este de a asigura stabilitatea Republicii Moldova, de a diminua acele vulnerabilități. Dar vorbim despre această creștere a rezilienței, în primul și în primul rând în domeniul energetic și în sens economic mai larg. Pentru că Republica Moldova se lovește de mai multe crize, inclusiv criza prețurilor, problema vulnerabilității la șantajul energetic al Kremlinului și pentru a o scoate din această zonă de influență, pentru a o scoate din zona asta de vulnerabilitate, când ne putem oricând trezi cu niște condiționalități politice pentru simplu motiv ca să continuăm să putem procura energie. Eu mă bucur că aceste vulnerabilități sunt înțelese și vor fi puse în discuție. Astăzi, având în vedere că, într-un fel sau altul, ne a fost promis că nu neapărat să achităm, adică putem să alegem până la urmă în ce valută achităm gazele naturale. Pentru Ucraina, ceea ce încearcă să oblige Rusia, țările occidentale, la plata în ruble, înseamnă un posibil viitor periculos, având în vedere că astfel, Kuleba zicea că în acest fel cu o mână vor ajuta Ucraina, cu cealaltă mână vor ajuta agresorul, Federația Rusă. Pentru Republica Moldova, care astăzi nu intră în acele țări neprietenoase, cum spun rușii, ce ar însemna această alegere pe care noi o avem? Va avea impact asupra acestei cereri a Rusiei de a achita doar în ruble sau nu? Noi am văzut care este poziția șefului de la Moldova Gaz. Aș vrea să ascultăm, să auzim și alte păreri, dacă sunt eventual diferite sau nu. Bine, eu nu sunt specialist în domeniul financiar ca să încerc să deduc care este raționamentul. Probabil astfel se dorește întărirea sau stabilizarea cursului valutei oficiale a Federației Ruse, crescând cererea pentru ruble la nivel internațional. Nu mai eu să spun acum care va fi exact impactul. Cât ține de Republica Moldova, încă la revizuirea contractului cu Gazprom, care s-a produs în anul 2021 toamna, s-a introdus această clauză că Republica Moldova va putea achita în diferite valute. În principiu, nu văd cum ne-ar putea afecta prea mult. În cazul în care, dacă va fi extinsă această obligațiune de a achita doar în ruble rusești, eu cred că va fi o problemă, pentru că pe piața Republicii Moldova nu se regăsesc atât de multe ruble rusești. Remitențele din Rusia au scăzut foarte mult, chiar dacă se vor transforma în ruble din nou. Prea multe ruble pe piața moldovenească nu se poate fi găsite. Exporturile noastre către Federația Rusă la fel nu sunt atât de mari, iar acum sunt afectate și mai mult. Respectiv, în cazul în care vor fi obligați să achităm doar în ruble, Moldova Gaz va fi nevoit undeva să procure aceste ruble. Da? Și probabil va însemna niște pierderi pentru comisioanele de schimb repetat de valută. Dar, repet, deocamdată pentru Republica Moldova nu contează atât de mult. Din ce a spus Moldova Gaz, ei de fapt o parte din plata pentru luna martie au făcut-o în ruble. Probabil, utilizând situația că nu prea se cumpără ruble pe piața în Republica Moldova, cursul de schimb era unul foarte bun și, da, probabil văzând ce disponibilitate este pe piață, asta au decis să facă ei. Eu nu văd cum ne afectează. Pentru țările europene va fi mult mai problematic. Pentru că, dați seama, ei vor trebui să apeleze la băncile din Rusia, cu autorizarea Băncii Centrale a Rusiei, să cumpere de acolo aceste ruble. Deci, practic, în felul ăsta va fi suplimentar transferată valută, euro și dolari, în Rusia și vorbim despre volume mari, sunt zeci de miliarde de dolari în fiecare lună. Valeriu, aș vrea să revenim un pic la retorica din ultimele zile. Se vorbește foarte mult despre butonul roșu, despre rachete de mici dimensiuni cu putere nucleară. La ce asistăm? Acum, în Ucraina, asistăm la un război static. În
declarații, asistăm la o cursă a înarmărilor la nivel de amenințări de o parte și de alta. Cum le vezi tu? Asta pare aproape incredibil, dar la modul cel mai serios, demnitari, experți în domeniul securității și a relațiilor internaționale au reluat discuțiile despre utilizarea armamentului nuclear. Asta nu poate să nu sperie. Aceste frici sunt alimentate de comportamentul irațional al lui Vladimir Putin. Mulți experți spun că prin declanșarea acestui război, acestei invazii sângeroase împotriva Ucrainei, Putin practic s-a strâns singur pe el în colț și politic nu își permite să piardă acest război, anume de aceea există această îngrijorare că ar putea să recurgă la acțiuni după linia extremă. Aș putea să intervin, da, să aduc aici, ca și paranteză, câteva lucruri pe care le discutau și oameni politici și nu doar din societatea civilă inclusiv. Astăzi Rusia vorbește despre eliberarea rușilor din Ucraina, în alte medii se discută despre eliberarea rușilor din alte țări. Cert este că astăzi comunități de ruși sunt peste tot, inclusiv fii și fiice de deputați, de oligarhi, de oameni, de copii deputaților de la Kremlin, sunt peste tot în lume, inclusiv New York, Londra, da, eu înțeleg discuția noastră. Nu, la etapa asta nu se discută despre pericolul real al unui război nuclear de scară largă, dar din care nu mai contează unde se află acei copii demnitarilor sau familia lui Vladimir Putin în Rusia sau undeva în Occident, toți vor fi în pericol. Se vorbește despre utilizarea așa numitelor arme nucleare tactice, care sunt foarte distrugătoare, dar nu au acea capacitate mare, încărcătură nucleară mare, care este capabilă să distrugă orașe întregi. Da? Oricum, sunt niște arme absolut, e greu să realizezi că cineva ar putea să ia decizia să utilizeze chiar și astfel de arme. Dar deja vedem că Rusia și-a permis să utilizeze în Ucraina foarte multe tipuri de armament interzise de convențiile internaționale. Acum am observat de două zile se vorbește despre utilizarea unor noi sisteme de ultimă generație, de armament de ultimă generație, de lansări de rachete hipersonice, deci care trec de viteza sunetului și care sunt greu detectabile de sistemele antiaeriene. În Ucraina au fost lansate rachete care au atins anumite ținte din localitățile din Ucraina, lansate de la peste 500 de kilometri distanță din mare. Da, au fost rachete lansate și până și din Marea Caspică. Ele nu că sunt foarte greu de detectat, ele sunt aproape imposibil de doborât prin sistemele de defensivă antiaeriană de care dispune Ucraina și chiar și pentru unele mult mai avansate este practic imposibil să fie interceptate. Dar acestea sunt într-adevăr niște arme de precizie mare. Însă, utilizarea în ultimele zile, deci ceea ce anunță și surse mass media din Rusia sau din așa numitele republici separatiste. Se utilizează, de exemplu, sisteme reactive de tip Sonțăpioc. Deci astea sunt niște sisteme speciale create pentru distrugerea de arme chimice sau pentru distrugerea unor zone afectate de arme chimice și de radiații. Deci, efectiv, la momentul exploziei, acestea absorb oxigenul din jurul său. Deci sunt niște sisteme care, în mod normal, nu ar putea să fie utilizate în lupte.
Da? Deci ele au o destinație specială până și în interiorul armatei ruse sunt niște unități speciale pentru lupta antichimică care dispun de acest armament. Pentru că utilizarea lor împotriva unor obiective, fie chiar și militare, este interzisă de convențiile internaționale. Deci sunt niște arme imorale absolut, deci chiar și în limitele unui război convențional. Deci deja s-a trecut peste niște linii roșii. Ieri au apărut imagini din Ucraina cu presupusa utilizarea unor explozivi cu fosfor, la fel. Acestea sunt de foarte mulți ani interzise și văzând toate acestea, evident că mai mulți analiști, experți, nu exclud că Putin ar putea să recurgă chiar la utilizarea acestui armament nuclear de tip tactic, adică de capacitate mai mică. Valeriu, alături de noi discuțiilor se alătură și Alexandru Flenchea, a fost vicepremier pentru reintegrare. Domnule Flenchea, bună ziua și bine v-ați alăturat discuțiilor. Discutăm la această oră și în acest minut despre utilizarea altor tipuri de arme alternative. Am vorbit despre armele de înaltă precizie lansate de la peste 500 de kilometri. Nu sunt însă singulare și unice. Vorbim însă și de utilizarea armelor murdare. Vorbim aici și despre bombele cu fosfor sau armele cu fosfor și nu doar, inclusiv cele barice. Aș vrea să discutăm și despre riscurile unui atac chimic. Astăzi Rusia acuză Ucraina că ar pregăti arme chimice, iar foarte mulți experți din străinătate susțin că de obicei Rusia folosește asemenea narrative tocmai pentru că în continuare ar putea să folosească arme chimice și după aia să se legitimizeze spunând că Ucraina a declanșat acele explozii. Cum comentați dumneavoastră? Există asemenea riscuri? Ar putea Rusia să ajungă și până aici, până să treacă și de aceste linii roșii? Chiar în acest moment este încheiată cu NATO la Bruxelles. Și ieri, în ajunul summitului, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat mai multe detalii despre agenda întrunirii de azi și, între altele, evident, subiectul central fiind războiul și asistența care NATO ar putea să o acorde Ucrainei, între altele a fost menționat și sprijin prin echipamente militare pentru a da răspuns unor eventuale atacuri chimice, bacteriologice, radiologice, nucleare și cibernetice. De cel puțin această opțiune este examinată la modul cel mai serios de către Alianța Nord-Atlantică. De altă parte, azi ceva mai devreme, președintele Zelenski, adresându-se prin videoconferință participanților la summitul NATO, vorbind de șef de stat în Ministerul Apărării, le-a cerut expres avioane și sisteme antiriene pentru a se apăra de rachetele rusești, inclusiv cele cu precizie înaltă. Vedem că rachetele cu precizie înaltă demolează orașe și localități întregi în Ucraina. Deci, după mine, nu contează ce fel de echipamente militare, ce fel de armamente vorbim, e grav ceea ce se întâmplă, război în sine. Și vreau să-l citesc pe Zelenski, a zis, înțeleg că nu suntem membru NATO și nu veți lupta pentru noi, dar dați-ne un procent din avioanele pe care le aveți și dați-ne un procent din tancurile pe care le aveți. Și acest un singur procent vă dă 100% de securitate. Evident, referindu-se la statul ucranian și la forțele armate ucrainene, care, pe bune și fără exagerări, acum apără toată Europa de invazia rusească, inclusiv și țara noastră. Acest summit extraordinar al NATO, ce ar însemna pentru Rusia, ca și mesaj pentru Rusia? E posibil ca acest summit de astăzi și anunțul care va fi făcut eventual în briefingul de presă al lui Jens Stoltenberg la ora 14:40, acesta a fost decalat cu câteva minute, ar putea însemna
o nouă repoziționare a NATO în următoarea perioadă, creșterea gradului de alertă pe flancul estic? Asta deja s-a întâmplat și se întâmplă în aceste zile și în aceste ore. NATO, de fapt, a publicat și un infografic laconic și informativ privind trupele și forțele deja dislocate la flancul estic al NATO. Și iarăși el, Jens Stoltenberg, aseară a zis că cei ce fac ei consolidează foarte serios prezența forțelor aliate de la Marea Baltică până la Marea Neagră, ceea ce arată și gradul de alertă, ceea ce e și un indicator al faptului cât de serios sunt privite amenințările din partea rusă de către aliantă. Ceea ce în ansamblu, sigur că e o evoluție foarte nefericită pentru tot continentul, toată omenirea și nu în ultimul rând pentru țara noastră, care vedem că se află foarte aproape de mijlocul evenimentelor. Creșterea gradului de alertă a NATO pentru flancul estic și monitorizarea evoluției războiului în această zonă pe est ar trebui să ne determine și pe noi să ridicăm gradul de alertă, având în vedere că suntem la 20 de kilometri de o zonă necontrolată și constituțional și controlată de ruși. Noi trebuie să avem gradul de alertă ridicat sau maxim de eforturi politice și diplomatice pentru a ne conecta și a fi în contact permanent cu toți partenerii noștri din Occident, pentru că într-un război la scară largă, care deja are loc în Ucraina, în cazul în care acțiunile militare ies în afara teritoriului statului vecin, evident, cei care ne pot apăra securitatea și viitorul țării noastre, a poporului nostru, din păcate nu sunt forțele noastre armate care sunt minuscule în raport cu ceea ce vedem acum în Ucraina. Sunt partenerii noștri, dar vorbim despre scenarii în care acest război între două state devine un război mondial, de păcate. Sper că lucrul ăsta reușim cu toți să trecem prin aceste zile foarte grele și să evităm un război mondial. O să luăm în scurt timp o pauză de publicitate. Vă rog să rămâneți alături de noi discuțiilor și după pauză împreună cu Valeriu Pașa. Vom discuta și despre Republica Moldova, despre ceea ce avem astăzi în regiune, războiul din Ucraina și iată ce spunea și domnul Flenchea. Într-o formă sau alta ne așteptăm la o formă a războiului mondial, însă dacă acest război sau această formă a războiului mondial e ceea ce cunoaștem până acum sau ce am văzut, am citit din cărțile de istorie, sau va fi va prinde o altă formă, se va contura sub o altă sub un alt fel de a se desfășura, vom discuta după o scurtă pauză. Stați aproape.
și domnilor, la discuții suntem în direct la Jurnal TV, ediție specială cu domnul Alexandru Flenchea, fost vicepremier pentru reintegrare și expertul Watchdog Valeriu Pașa. Discutam despre această regiune în care ne pomenim și noi, suntem aproape de război. Domnul Flenchea a declarat înainte de pauză că, într-un fel sau altul, suntem într-o conflagrație mondială la începutul ei. Adevărul este că de o deflagrație mondială nu ne putem ascunde, având în vedere că ea există sub o formă sau alta, cel puțin la această etapă. Federația Rusă, care a atacat Ucraina, este de cealaltă parte, de către toată comunitatea internațională, sancționată, iar în declarațiile pe care le face Kremlinul asupra sau în adresa comunității occidentale, iată, la acest nivel al declarațiilor și al sancțiunilor și al ripostelor de orice fel, avem deja o confruntare internațională. Dacă e așa cum am citit în cărțile de istorie, ceea ce se întâmplă acum, sau va prinde o altă formă? Valeriu, ce părere ai? Bine, eu cred că nu trebuie să exagerăm. Pe parcursul războiului rece s-au întâmplat mai multe situații în care soldații la acea perioadă a Uniunii Sovietice și a Statelor Unite sau altor state NATO efectiv au luptat de diferite părți a baricadelor unul contra altul. Asta s-a întâmplat în războiul din Coreea și nu a degenerat într-un război pe scară largă între Statele Unite și Uniunea Sovietică. Deci, efectiv, erau piloți americani și piloți sovietici de o parte și de alta care intrau în lupte aeriene unii cu alții. Da? Deci au fost răniți și omorâți instructori militari de o parte și de alta. S-a întâmplat în timpul războiului din Vietnam, atunci când militari sovietici consultau sau chiar erau mai mult implicați de o parte a frontului și militarii americani de partea opusă. Au fost mai multe situații până și mult mai recent. Da, deci situații care ar fi putut să fie interpretate de o parte sau de alta drept agresiune militară. De exemplu, informațiile despre faptul că forțele speciale a Federației Ruse ar fi plătit insurgenții din Afganistan pentru omoruri țintite a militarilor americani. Și asta nu a degenerat decât într-un scandal diplomatic. Sau situația de acum câțiva ani în Siria, atunci când aviația americană a distrus un detașament întreg de câteva sute de militari ruși și drept înrolați în așa numită armată privată, dar care de facto face parte din forțele militare rusești. De asta, iarăși, nu trebuie să se exagereze cu pericolul escaladării. Evident că Moscova sau Putin încearcă să tensioneze lucrurile, inclusiv prin aceste declarații că convoaiele de ajutoare care merg în susținerea Ucrainei ar fi ținte legitime pentru armata rusă, sau această lovitură recentă asupra poligonului din Yavoriv, din vestul Ucrainei, care se află la o distanță foarte mică de Polonia. Deci, aceste amenințări care, iarăși, au menirea să pună presiune pe Occident și să prevină din dorința și disponibilitatea țărilor NATO de a ajuta Ucraina. Cu argumentarea pentru a evita intrarea în război a țărilor NATO împotriva Rusiei. La fel, ați întrebat mai devreme ce urmărește Rusia la acest summit sau ce impact ar putea avea asupra Rusiei. În mod evident, Kremlinul a mizat pe o dezbinare a Occidentului și ei nu s-au așteptat la o reacție atât de consolidată a Statelor Unite, a țărilor membre NATO, altor țări a Uniunii Europene, până și țări neutre, da, cum este Elveția, care au introdus sancțiuni. Și prin tot ceea ce face în fiecare zi, Federația Rusă continuă, își dorește această dezbinare.
Da, și înțelegem foarte bine că pozițiile membrilor NATO nu sunt chiar similare, pentru că au și diferite expuneri, inclusiv diferite dependențe economice, în primul rând în zona energetică. Vedem că, de exemplu, unul dintre cei mai importanți membri NATO, Turcia, nu a introdus sancțiuni împotriva Federației Ruse, în același timp continuând livrările de ajutoare și vânzările de echipamente militare de performanță, foarte performante, către Ucraina. Deci procesele și relațiile sunt mult, mult mai complicate și Rusia va încerca să obțină fisuri, să obțină șubrezirea acestor poziții comune. Și eu cred că acest summit va fi utilizat în primul rând de Statele Unite și Marea Britanie pentru un efort de a menține această poziție comună, de a mai negocia cu unele țări membre care ezită să se alăture acțiunilor comune de ajutor militar sau de ordin economic sau sancțiunilor împotriva Federației Ruse. Am o întrebare pentru ambii. Ieri, într-o intervenție la postul Rasia 1, la acel program foarte controversat cu Soloviov, am auzit o declarație care spunea foarte pe scurt că în cazul în care Rusia nu câștigă, dispare, iar în această confruntare nu își poate permite, pentru că de altfel nu va mai exista Rusia. S-a întâmplat ieri, înaintea summitului din NATO de astăzi. Aș vrea să comentăm puțin, să înțelegem până unde credeți că poate merge Rusia cu o astfel de retorică și înțelegere a ceea ce se întâmplă astăzi în lume și în Ucraina. Nu, haideți să privim serios lucrurile și să interpretăm corect ceea ce face Soloviov. Deci cele 75% susținerea războiului numit operațiune specială în rândul cetățenilor ruși trebuie cumva asigurat. Și cum asigur? Înțeles. Amenințând și băgând frică în oameni. Dacă noi nu câștigăm în acest război, dacă voi nu ne susțineți, dacă voi nu duceți tot greu pierzând bani, economii, trecând prin inflație, fiind izolați și închiși în țara voastră pentru toată lumea, ne închide totul de la transferurile internaționale până la cotare și avioane, prețul va fi dispariția țării noastre. Și știți că toată lumea este ostilă, toți sunt rusofobi, toți urăsc pe ruși, veți fi exterminați, deci noi trebuie să câștigăm în acest război. E doar, în cazul dat, e propagandă curată, calcul adevărate ale Kremlinului și ale generalilor lui Putin, lui Șoigu, care a dispărut oarecum timp de o săptămână azi, potrivit informațiilor din presă, ar fi avut o ședință, dar nu am văzut videouri la acea ședință. Putin la fel nu a mai apărut din data de 15, dacă mi-am amintesc corect, în niciun video. Deci acolo se calculează scenariile reale. Mersul războiului nu este tocmai așa cum i-au desenat generalul Putin pe hârtie și evident asta nu are nimic, adevăratele strategii și adevăratele acțiuni pe care o să le întreprindă Rusia nu au nimic în comun cu ceea ce spune Soloviov, ales pentru consum propagandistic intern. Azi, exact în ziua de azi și mâine, bineînțeles Kremlinul urmărește atent ce se întâmplă la Bruxelles. De venit președintele Biden să se asigure că unitatea Occidentului colectiv în răspunsul lor împotriva Rusiei nu este fisurat în niciun fel. Mai mult decât atât, unul din subiectele centrale ale summitului șefilor de state UE va fi și pregătirea pentru întrunirea summitului UE-China, care urmează să aibă loc săptămâna viitoare, 1 aprilie. Și acolo, surpriză, unul din subiectele centrale ale summitului vor fi eventuale sancțiuni impuse Chinei pentru sprijin deschis sau tăcit acordat acțiunilor Rusiei în războiul din Ucraina. Deci Putin și echipa lui urmăresc atent ce se întâmplă acolo, care vor fi deciziile aprobate la fiecare din aceste trei reuniuni, respectiv UE, NATO și G7. După asta, cred că în următoarele zile, luni, dacă nu chiar în weekend, vom vedea și
indicii privind următorii pași pe care va face Moscova. Valeriu, care ar fi răspunsul tău? Da, eu am urmărit această secvență. Declarațiile aparținând, este așa un tip numit Iakov Kedmi, un cagăbist încă sovietic, care mereu a vorbit de pe poziții de acestea, știți, foarte dure. Eu cred că sunt mai multe elemente. Eu sunt de acord cu aprecierea dată de domnul Frenchea. Într-adevăr, este un mesaj dat publicului larg, dar este și un fel de gest de disperare a propagandiștilor. Da? Pentru că ei, într-adevăr, încearcă să convingă că acest regim este egal cu statul Rusia, dar, de fapt, unde este miezul de adevăr pe care îl văd eu este că dacă Rusia pierde acest război, acest regim în frunte cu Putin și respectiv cu toată această armată care îl deservește de propagandiști, oligarhi și așa mai departe, va dispare într-adevăr. Da? Și este cumva acest... Eu cel puțin văd o doză de raționament mare în această analiză, că acest regim nu va putea supraviețui politic unei eventuale pierderi militare în Ucraina. Și iată, așa se motivează acest deja foarte emotiv, pe undeva chiar critic la adresa lui Vladimir Putin, acel mesaj transmis public de acest Kedmi. Iar cât ține de unitatea alianței și lucrurile care se discută, nu trebuie să uităm că se discută consolidarea poziției vis-a-vis de China. Da? Statele Unite și Uniunea Europeană sau țările din Uniunea Europeană plus Turcia vor încerca să găsească o poziție comună, pentru că asta ar însemna o cu totul altă influență asupra Chinei. Statele Unite și Marea Britanie sau Canada nu își pot permite să ia decizii unilaterale. Deci trebuie să aibă o politică comună vis-a-vis de China și eventuale restricții sau sancțiuni secundare pe care le pot impune Chinei. Și atunci când o astfel de decizie va fi susținută și de Statele Unite, și de țările Uniunii Europene și alte țări importante, cum este Turcia, Australia, Canada, Japonia eventual, spațiul de manevră pentru a impune Beijingul să pună mai multă presiune pe Putin sau eventual să nu susțină atât de mult cum îl susțin acum, are mai mare șansă de izbândă. Să nu uităm cu un alt subiect extrem și extrem de important, de care depinde în proporție foarte mare funcționalitatea sau impactul sancțiunilor, este prețul la petrol și prețul la resurse energetice și dependența Uniunii Europene de sursele energetice din Federația Rusă. Nu uităm că Federația Rusă este principalul distribuitor sau principala sursă a gazului natural consumat în Uniunea Europeană și asigură circa 25% din piața de petrol. Da, și iată, acțiunile comune pentru a obține scăderea de prețuri, care deja este la nivel foarte înalt și convine mult Kremlinului, pentru că asta obosește societatea din țările europene și din Statele Unite sau din alte părți. Atunci când prețurile sunt foarte mari, cheltuielile cresc, atenția și susținerea, atenția de pe susținerea Ucrainei se mută în zona problemelor sociale. Uitați-vă ce se întâmplă în Republica Moldova. Da? Și la fel cum în Republica Moldova această problemă este amplificată de propagandă și undeva chiar dezinformări, același lucru se întâmplă în țările occidentale. Deci ceea ce încearcă să facă Kremlinul este să mute atenția publică de pe războiul împotriva Ucrainei pe probleme sociale. Și atunci, pentru SUA și pentru partenerii europeni, este important să obțină volume suplimentare de petrol. Da? Deci ei vor discuta acordul cu Iranul, probabil se vor discuta și eventuale relaxări de sancțiuni impuse Venezuelei, măsuri de reducere a consumului de resurse energetice, de economie, diversificarea livrărilor, își vor coordona poziția în raport cu țările arabe, mari producători de petrol. Deci toate aceste aspecte contează asupra capacității Rusiei de a continua acest război. Dacă vor rămâne fără bani din petrol și gaze, efectiv nu vor mai putea continua acest război. Din Parlamentul Uniunii Europene a votat un ajutor, acum mi se transmite, un ajutor de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Care este destinația acestui ajutor
nu o cunoaștem. E clar că e în contextul războiului din Ucraina și foarte mulți bani din această sumă vor merge pentru refugiați sau pentru menținerea fluxului de refugiați, astfel încât ea să nu se transforme într-o catastrofă, inclusiv socială. Vom reveni cu detalii despre acest ajutor votat astăzi de Parlamentul European la știri și pe parcursul zilei o să discutăm și o să vă aducem mai multe detalii. Revenind la subiectul discutat, foarte curând o să sper până la încheierea acestei ediții să vedem și parte din briefingul directorului, secretarului general NATO Jens Stoltenberg. Revenind la discuții însă, domnule Flenchea și domnule Pașa, vinerea trecută Joe Biden, președintele SUA, a avut o convorbire telefonică cu Xi Jinping, șeful de la Beijing, în care au vorbit despre relațiile comerciale și China-Rusia și China cu țările G7. Și, într-un fel sau altul, Beijingul urmează să aleagă partea. Cert este un lucru, că astăzi sunt cunoscute ca și procentaj aceste relații. China-Rusia au exporturi în valoare de până la 2%. În schimb, două treimi sunt între China și țările G7. Credeți că acest fapt ar putea juca un rol determinant pentru summitul UE-China de săptămâna viitoare? Președintele Biden, atunci când s-a înțeles să aibă acea discuție lungă de 2 ore cu președintele chinez, ceea ce și-a propus, a mers la cederi foarte mari în realitate, concesii și la capitolul Taiwan și la capitolul neimplicării în ceea ce chinezii numesc afaceri interne ale Chinei, represiunile împotriva minorității uigure. Ceea ce a vrut să obțină Biden e mai mult decât neutralitatea etalată de China în raport cu Rusia pe de-o parte, Occidentul pe de-altă parte. A vrut un sprijin sau o aliniere deschisă la Occident și o condamnare prin acțiuni de renunțare la sprijinului Rusiei, inclusiv și la sprijin economic. Până la acest moment, până la ziua de astăzi, se pare că asta nu a lucrat. Și ceea ce trebuie să luăm acum în calcul e că, în realitate, Europa și SUA, dar în primul rând, Europa a obosit de șantajul permanent din partea lui Putin. Lumea cumva a trecut peste anul 2014, anexarea Crimeei, dacă vreți, anul 2014 a fost un fel de München 38. Lumea a trecut peste asta în speranță că Putin se liniștește și putem să facem ce se numește business as usual și cumva să ne civilizăm și să avem raporturi politice și economice previzibile. Lucru care nu s-a întâmplat. Acum, pe bune, toată lumea e obosită, supărată și iritată de comportamentul și șantajul deschis din partea lui Putin, sprijinit pe alocuri mai deschis, pe alocuri mai discret de Beijing. Eu nu am mai văzut până acum așa un nivel de unitate și determinare în contracararea acestui șantaj. Și schimbarea care am văzut-o săptămâna asta și care lipsea, elementul care lipsea încă săptămâna trecută, sunt mesajele foarte directe adresate Beijingului. Eu cred că trebuie să ne așteptăm la decizii foarte hotărâte din partea atât a liderilor UE, cât și a liderilor G7 în raport cu China. Mă gândesc că săptămâna viitoare summitul UE-China va fi tot unul foarte încărcat ca și agenda și cu decizii, sau chiar dacă va fi lipsă de decizii, ele la fel vor transmite mesaje foarte clare ce face China mai departe și la ce putem să ne așteptăm noi tot. Valeriu? Valeriu, dacă... Da, am revenit.
Analizele pe care le-am văzut făcute înainte de declanșarea acestei invazii pe scară largă spuneau că conducerea Chinei va susține Rusia mai mult. Dacă o va ajuta să evite sancțiunile, va crește achizițiile de resurse energetice sau va susține Rusia pe alte căi. Nu s-a discutat despre potențial suport militar cu echipamente sau alte lucruri cu destinație militară. Respectiv, reacția mult mai reținută a Chinei cumva nu este ceea la ce s-a așteptat. Însă, eu sunt sigur că nici conducerea de la Beijing nu s-a așteptat la o invazie pe scară largă, atât de agresivă, cu așa costuri, cu așa cauzalități pentru infrastructura și populația civilă din Ucraina. La fel, China cu siguranță nu s-a așteptat că operațiunea militară sau invazia aceasta va fi atât de complicată pentru Rusia, că va dura atât de mult. Da? Și aceste planuri de reziliență pe care le-a pregătit Moscova vor trebui să fie prelungite pe termen atât de mare. Plus, China înțelege că această destabilizare generală a ordinii internaționale nu-i convine. Da, și are interesele ei divergente de cele ale Occidentului, dar nu în asemenea hal. Respectiv, urmează să vedem în următoarele două săptămâni ce se întâmplă. Cert este că dacă Occidentul reușește să convingă China să reducă nivelul de suport pentru Rusia, asta va costa regimului Putin foarte scump. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții, doamnelor și domnilor. Vom încerca să transmitem pe parcursul zilei detalii de la summitul NATO, conferința de presă se tot amână. Cert este că acest lucru se întâmplă din cauza discuțiilor prelungite în cadrul summitului. Vom reveni cu detalii în continuare la ora 15, la ora fixă, jurnalul orei 15. Rămâneți în continuare cu Jurnal TV.